Cine-i stăpânul aici la măsurare? Eu. Uite aici un negustor. Da, voi să te filmez. Cât ani ai tu, mă? Aici ești frumos. Nu. Tu nu mai cumpăr la tine, tu nu vrei să stai. Uite, vezi, faptul că muncești e mare lucru. Păi da, da. Dar la școală mergi? La școală? Dar noroc cu mine dai dacă dăm împreună? Da. Îți doresc vânzare bună. Fii atent, un băiat în devenire, un negustor adevărat. Să muncești, da? Să mergi la școală. Pa! Vreau mătruoi. O să vreau mătruoi, dacă ne întorc, cumpăr un mătruoi de la tine. 15 lei, 3 euro. Bun, sănătate, pa! Hai să-ți arăt ceva frumos. Tot eu, bă! Tiu, îți dai seama, cu 102 de ani, când negustorii mergeau călarii, nu aveau pe geantă, că eu furau hoțe de picat. Își punea chimir, îl umplea de bani roată împrejur, cu o mână țărea hrămului la cal și cu o mână țărea toporul. Cine îndrăznea să iei chimirul, avea treabă cu el. Așa ceva, îmbrăcăminte popular românească care era nelipsită la negustori. Îți dai seama, câți bani ar fi intrat aici roată împrejur, dacă în acest chimir se făceau multe buzunari. Și practic era casă de valori la cingătoare. Tot din piele. Adevărată. Pielea naturală cântă. Știi cum cântă pielea? Da, e una tipicană. Pielea naturală, când o strânci și o puneze că așa, se aude scârțind. Asta nu scârție. Asta e piele industrială. Da, e bună pentru cine trebuie. Numai. Deci piele industrială înseamnă piele sintetică? Piele naturală, praf, resturi tocate, măcinate cu un spre... Așa, relipite. Nu, faci un fel de pastă, un liant special, da, da, așa. Am zis. Tu le toarnă sub formă de valuri și din ele se croiește. Piele naturală e pielea de pe animal, mărimea animalului. Da, da, da. Uite, asta este piele crom. De obicei, cromul se cam întinde de la picai, dacă îl forțează sau când însude. Sunt un pic calitate mai slabă. Dar pielea originală, pielea dermă, pielea pe care stă părul, e cel mai bună pe care fac, dar și foarte scumpă, să știi. Ce să faci informat? Efecte militare, sigur că da. Dar nu o să dea numai, ordine să... Nu e scump, șeful, dăm la prețuri pentru toate buzunarele avem aici marfă. Dai marfă, nu, tu dai scump. Depinde și de om. Tu dai scump, să știi. Ce ai vrea de acolo ca să-ți fac uite un preț? Uite un pic, da. Ranețe, da, care da. Era pe timpul o valoare barosană, acum se găsesc la river. Cât dai raneța? 100 de lei. 100 de lei, fii atent. Piele, ăsta e rucsac de vânător de munte. Ai purtat de asta? Sau de infanterie? Da. Și scap de... Stocurile armate sunt noi nefolosite. Un pic. Asta înseamnă să fii șmecher în România. Dom'le, e normal să vândă dacă nu mai trebuie la nimeni. Da, ceea ce mi se pare interesant e masca de... Da. Masca de gaz. Ai purtat masca de gaz? Nu, eu știu despre ce. Uite, vorba, n-am neobrăzut toată populația țării. Am și eu acasă. Uite, cartuș filtram cu cărbunii. Da, da. Îl pui în nas, te apuci de zugrăvit prin casă. Pui cartușul. Ai făcut armată? Nu am făcut. Nu știi să pui cartușul. Eu am tăiat numai ceapă. Pui cartușul, numai te sigilezi de acolo. Cu rezultate foarte bune, ai auzit? Dragă, ei pun cartușul, dar uite să scoată capacul. Se sufocau cu masca. Oricum, uite un pic aici, da. Uite un pic, cunoști cască de infanterie? Fă o probă. Ce să fac probă, dragi? Fă o probă, domnule, să ne vedem la televizor. Dăm 30 de sigur că. Da. Rămâne aminte. Uite, dragă, asta e mică, să știi. Da, e cam mică, așa. Asta e cască de protecție. Cel mult la schijă, că la gloanță, dacă intră, s-ar putea să iasă pe partea cealaltă. Da, da. Nu rămâne capul întreg. Oricum, la ce s-ar putea cumpăra asta? Asta pentru decorațiuni. Sigur. Cască din frontieră românească. Într-o căbănuță, într-o... Îți dai seama ce interesant? Și acum sunt pe dealul Neamțului căști de la militari români morți în 44. Avem și așa de-a lui Antonescu, dacă vreți una. Chipiul lui Antonescu? Al lui Antonescu, eu asta. Asta e chipiul din infanterii, de subofițier. Dar e nou, vezi, n-are cuc și n-are nici... N-are cucul, stăm agățat acum. Fabrica... Trexim cu SRL București. Făcut în 2002. Când armata era de altă natură. Lasă și acum avem militari buni. Pune-o acolo. La Pro TV, antena 1.
Trăiți la vizier, cu respect. Ce mai faceți? Și pot. Fii atent. Coșarcă tradițională. Coșarcă tradițională? Nu e coșarcă, coș. E coș, uite, aș frumos. Ăsta este coș pentru zarzavași, pentru demijan. Fă. De unde ești? Din Mureș. Din Mureș, fii atent. Nu se poate, și veniți din Mureș aici? Cât lucrezi la un coș de ăsta? Cât de ceasă? 2-3 ceasă. 2-3 ceasă. Și umblatul după nuieli? Da. Ai 2-3 ceasă. Lucrezi o jumătate de zi bună. Da, după 2-3 lei. Cu cât îl vinzi? 40. 40 de lei. Adică înseamnă 8 euro. 8 euro, două pachete de țigări. Fumiești? Da. Nu-ți ajunge un cost să cumperi țigări. Uite ce... Uite ce frumos e făcut. Altă populară. Merge pentru cartofi, în zarzavat. Da, da. Vânzare, ai vândut ceva? Da, da. Vânzare bună, Zori. Bravo. Ia și lucrează. Mai fac și eu. Sărătate. Cât să stăm degeaba. Răiți. Să stăm degeaba. Ce mai faci? Tu ești mai mare ca de-a mea? Să stăm degeaba, ne îmbolnăvim. Dacă muncim, da, da, da. Nu e așa? Mai bine să muncești. Și să facem. Doamne ajută.